Sărbătorile la macedoneni se întâmplă de două ori, o dată pe stil vechi și o dată pe stil nou. Adică noi sărbătorim și acum în decembrie, Crăciunul și Anul Nou, și sărbătorim pe rit vechi, Crăciunul pe 7 ianuarie și Revelionul pe 13 și pe 14. Noaptea sărbătorim Anul Nou. Ce se găsește pe masa macedonenilor în ziua de Crăciun și în noaptea de Revelion? Tradițional la macedoneni, în ziua de Crăciun se mănâncă mâncare de post. Și sunt în general preparate care nu sunt fierte, coapte, se pun foarte multe semințe, fructe, fructe uscate, dulcețuri și altele. Moș Crăciun când vine la copiii macedoneni și ce le aduce de regulă? Pentru că copiii sunt nerăbdători, noi deja am organizat în cadrul Asociației Macedonilor din România bradul, împodobirea bradului, acum două zile, și a venit, bineînțeles, cu dulciuri și noi avem o tradiție, fiecare copil să pună cel puțin un globuleț în brad cu mânuța lui. Toate aceste obiceiuri sunt asezonate, ca să zic așa, cu dansuri macedonene. Până la urmă, tradițiile sunt cele mai importante. Considerăm noi, Crăciunul nu este despre a cumpăra foarte multe, despre a face multă, multă mâncare pe care apoi o arunci. E mai important de Crăciun să transmitem copiilor ce reprezintă, de fapt, semnificația Crăciunului, să transmitem tradițiile, adevăratele valori și, bineînțeles, să ne bucurăm, și nu putem să ne bucurăm fără muzică și fără cântec macedonean.